Îți spun un bun găsit și mă bucur să fim împreună la o nouă serie de întrebări și răspunsuri. Iată, au trecut deja 2 zile de când am postat anunțul pe comunitate și mulțumim pentru toate întrebările pe care le-ai adresat. Te încurajăm pe viitor să pui și mai multe întrebări pentru ca să avem consistență. Însă dacă n-ai avut timp să pui întrebările, o poți face chiar acum în secțiunea de comentarii. Acesta este ultimul episod din această serie intitulată Iisus prezice ce va fi la sfârșitul timpului. Și dăm voie să-ți prezint invitații noștri de astăzi, pe care deja îi cunoști, sau dacă nu îi cunoscut până acum, îi vei cunoaște acum. Este vorba despre domnul profesor Lucian Cristescu. Pare bine că suntem împreună. Mă bucur că o să avem din nou oportunitatea să aflăm lucruri noi și minunate în această seară. Și de asemenea, managerul proiectului Hope Discovery, Oti Lopeli. Bine v-am găsit. Mă bucur să fii, Oti, cu noi astăzi. Și eu mă bucur. Și e subiectul meu preferat. Abia aștept să văd ce ne vei spune pe acest subiect. Ei bine, așa cum te-am obișnuit, Hope Discovery este despre Biblia, scurs și la subiect. Aceasta este baza tuturor discuțiilor noastre, a vieții noastre. Așadar, hai împreună cu noi să deschidem Biblia în Matei, la capitolul 24, începând cu versetul 14. De fapt, acesta va fi și ultimul pe care îl vom trata. Iisus spune așa: Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Ei bine, am primit o întrebare și aș vrea să încep cu această întrebare pe care ați adresat-o în comentarii, și anume pe Facebook cineva a întrebat: de ce se predică sfârșitul, da? Că titlul a fost semnul sfârșitului. De ce se predică sfârșitul și nu se predică Evanghelia? De ce predicăm sfârșitul și nu predicăm Evanghelia? Cum răspundem la întrebarea aceasta? Îl înțeleg pe cel care a pus întrebarea, pentru că există destui panicarzi, oameni isterici care la orice vânt, la orice întrerupere de curent, ăsta e sfârșitul, auleu. Și eu cred că lucrul acesta e dăunător. Se numesc sfârșiști. Care se vor sfârși în sfârșit. Problema este însă alta. Întreaga Evanghelie are o finalitate. Evanghelia nu este doar vestea bună că Dumnezeu ne iubește. Și nu este doar că El a murit pentru păcatele noastre, pentru că asta este, știu eu, trunchiul Evangheliei. Dar Evanghelia are și, să spunem, ramuri și flori și fructe, iar sensul sau finalitatea Evangheliei este ca să se încheie odată această tragedie de milenii. Ori această tragedie se va încheia, sigur, glorios prin puterea lui Hristos, cu sacrificiul multora din cei care n-au ales sau n-au acceptat mâna întinsă a salvării. E libertatea lor să aleagă, iar Dumnezeu va răspunde și le va respecta alegerea. Spuneam că acest sfârșit, care este finalitatea Evangheliei, este acea nădejde supremă, fericită noastră nădejde, care ne curățește de orice păcat, cum scrie în 1 Ioan 3:3, cine are nădejdea aceasta se curățește după cum el este curat. Deci această finalitate este punctul, terminus, pentru care Hristos, Mântuitorul, ne și pregătește dându-ne repere. Practic, noi discutăm despre Evanghelie. În al doilea rând, eu cred că suntem cu toții într-o ispită a fiecărei generații, crezând că lucrurile vor merge frumos mai departe. A fost un colaps, a fost o recesiune, au căzut băncile, dar s-au refăcut și au mers mai departe pe o treaptă, pe o coantă superioară. Problema este că copiii lui Dumnezeu, spune și Pavel în Roman, nu sunt în întuneric. Mântuitorul, aceeași Evanghelie, Matei, capitolul 24, cu versetul 32-33, spune: de la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa, atenție, și voi când veți vedea aceste lucruri, care? Noi nu vorbim despre catastrofă, însă și Apocalipsa este o veste bună.
Este revelația lui Hristos că El salvează omenirea. Sigur, acea parte a omenirii care s-a angajat să-L iubească pe Iisus și să meargă pe drum cu El. Ori, tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Iar versetul 14, pe care tocmai l-ai citit, spune clar că ultimul, megaliticul semn, care, sau după care nu mai este nimic, este propovăduirea sau informarea tuturor neamurilor, de pe tot mapamondul, cu vestea bună, 1, că Hristos s-a jertfit să ne răscumpere, că noi suntem potențial mântuiți, dar ca să devină și mântuirea reală, trebuie să-L acceptăm. Și că toți cei care îl vor respinge nu vor avea parte de tot ce a pregătit pentru ei. Ori, propovăduirea Evangheliei este ultima piatră de kilometru, după care exitus, drumul se oprește. Și eu cred că noi vorbim despre Evanghelie, pentru că în Evanghelie este sfârșitul și despre acest sfârșit Mântuitorul ne îndeamnă să fim alerți, să fim veghetori, să cercetăm și să recunoaștem toate aceste semne. Iată, pentru binele, pentru, din simpatie pentru ascultători, vorbim noi despre aceste lucruri, care de fapt sunt o parte a veștii celei bune. Da, interesant este că, într-adevăr, constatăm asta și prin statisticile noastre, că oamenii sunt mai degrabă interesați de veștile rele decât de veștile bune. Adică orice titlu care are conotație negativă tinde să... Orice video care are un titlu cu conotație negativă tinde să explodeze. Și, în general, când vorbești despre Iisus, când vorbești despre Evanghelie, mai slăbuți. Și asta e trist, pentru că, de fapt, Evanghelia este pivotul întregului angrenaj. Adică nu e doar măsura după care se decide mântuirea noastră personală, dar este și măsura, este cel mai important semn profetic, cum spuneați, adică e legat și de timpul sfârșitului. De fapt, dacă vă uitați în Apocalips 14, îngerul, primul înger, ce face? El face ceea ce... facem noi. Ceea ce se face de când Iisus a venit și a propovăduit Evanghelia. Prima dată, da? Și anume zice că un înger... 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică ca să o vestească locuitorilor pământului. Și aici suntem chiar în ultima etapă a istoriei. Și într-adevăr înțeleg frustrarea acelora care văd că mai degrabă se predică orice altceva decât Evanghelia. Pentru că este cea mai importantă piesă din angrenaj, cum ziceam. Însă, este și măsura judecății, dacă ne uităm. De exemplu, în Romani, capitolul 2, în versetul 16, interesant este că aici, în capitolul 2, vorbește despre cei care nu au Evanghelia, cei care sunt la care sunt dintre neamuri, care n-au știut, care n-au avut legea și așa mai departe, da? Și chiar și ei... Zice, și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Adică este și măsura judecății finale. Evanghelia este măsura judecății finale. Și atunci, cred că, într-adevăr, rolul nostru ca și creștini este ca în orice, și asta ne dorim și noi, în orice propovăduire pe care o facem, și Pavel vorbește foarte des despre treaba asta, să existe centralitatea Evangheliei. Să nu vorbim lucruri care poate că sunt semne, poate că sunt, dar care nu au legătură cu Evanghelia și cu... Pentru că Evanghelia ține tot angrenajul. Nu există Evanghelia, nu există angrenaj. Foarte simplu. Ai amintit de Apocalips 14, versetul 6 spunea că în ultima fază, ultimul act sau ultimul metru al istoriei... Și aici leagă Evanghelia de judecată. Păi asta și vreau să spun, spune, pentru că citesc.
Un înger zbura în mijlocul celui cu Evanghelie veșnică, el zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și apoi continuă cu, știu eu, revărsarea judecății lui Dumnezeu. A căzut Babilonul cel mare, iar al treilea înger spune, dacă se închină cineva fiare și icoane ei, va bea și el din vânul mâniei lui Dumnezeu. Da, e dramatic, însă vezi, Evanghelia este suportul veștii cele bune, care însă se încheie cu o finalitate. Da, da, da. Fericit ar trebui să fie, sau de neimaginat pentru cei care respiră. Și Evanghelia este și elementul care creează biruința în marele război dintre bine și rău. Da? De exemplu, în Apocalipsa capitolul 12, versetul 11, zice, ei l-au biruit prin sângele mielului. Da? Adică sângele mielului, care e Evanghelia, de fapt, da? Dă puterea de a birui în acest război în care ne aflăm. Și e legitimă frustrarea celui care ne-a scris și încercăm să... De asemenea, o întrebare care se naște din asta este această frică. Uite, mă uit și la Cristian Marian de pe YouTube, de pe Facebook. Uite, chiar cineva acum a scris o frică. Este Apocalipsa. Oamenii, când se gândesc la sfârșit, la o finalitate, în ei se naște o frică. Și atunci am văzut că se împart în două categorii. Unii care cumva vorbesc numai despre sfârșit, iar alții care dau cumva sfârșitul la o parte. Pe noi ne interesează doar Evanghelia. Trăiește azi cu Iisus și restul nu te interesează, e treaba lui. Punem câteva pasaje din Biblie, că nu e treaba voastră să știți vremurile soroacele, și mergem înainte. Dăm Apocalipsa la o parte, dăm Danielul, Matei 24 e despre Ierusalim, restul ne interesează și asta e viața mea de creștin. Și atunci voiam să întreb cum se împacă acestea două într-o mentalitate echilibrată, astfel încât să nu se mai nască anxietate în mine când știu că urmează să se întâmple toate aceste lucruri. Acum eu cred că izvorul anxietății nu se află atât de mult, sau nu doar, e și o rădăcină psihologică. Noi oamenii avem tot timpul expectanța răului. Adică, auleu, va fi rău, auleu, să nu mor. Drobul de sare. Da. Omul e tot timpul în fața unui necunoscut care e amenințător. Viața însăși ne-a învățat că din haosul aparent al vieții nu ne putem aștepta la binecuvântări decât extrem de rar, ca o excepție. În schimb, în noi există această angoasă față de viitor și pe măsură ce înaintăm în timp și devenim tot mai conștienți de pericolele, bolile, accidentele, știu eu, alte fatalități banale, cum o electrocutare sau mă calc o mașină sau îmi cade coșul vecinului în cap. Pe de altă parte însă, anxietatea aceasta se naște din filmele, din, știu eu, narațiunile care au tot invadat piața Hollywood, piața de film, în care apocalipsa, termenul apocalipsa este sinonim cu catastrofismul. Și eu cred că este un plan diabolic. În timp ce apocalipsa este, cuvântul apocalipsis în greacă este descoperirea. Și apocalipsis lui Iisus Hristos este vestea bună a lui Iisus Hristos. El niciodată nu vine cu bâta, cu măciuca, ci cu harul, cum a dovedit-o pe cruce. Și în timp ce apocalipsa este garanția că Dumnezeu intervine și salvează omenirea din, știu, abisul nelegiuirii și a morții, deci asta este mesajul apocalipsei, oamenii au înțeles cu totul altceva din apocalipsă. Și dacă vrei să spui ceva cumplit, spui apocaliptic. Vezi? Și din toate acestea, din umbrele dinăuntru și din groaza din afară, omul zice, nu despre sfârșit. Și atunci preferăm să băgăm sub preș tot ce se referă la sfârșit și să credem că totul va fi bine. Mă gândesc la o scenă. Eram la un spital, un muribund care abia respira și vine vărul său, bă, Gheorghiță, fii atent, te vei face bine, mâine mâncăm cireșe, sau la vară mâncăm cireșe. Și ăsta fericit deschide ochii, zâmbește, crede și el, pentru că se teme
nu este avertizat că vine sfârșitul. Ori noi nu cred că trebuie să stăm într-o minciună. Noi avem în față nu un sfârșit, ci un început nou. Bine, în limba engleză sunt și două cuvinte diferite. Tot ce înseamnă apocaliptic are conotația asta de distrugere, de dezasamblare. Și ei au cuvântul revelation, care de fapt este traducerea cuvântului apocalipsă și care înseamnă revelație sau descoperire. La noi, Biblia românească spune descoperirea. Da, da. Foarte da, frumos, da, nu da, apocalipsă. Da. Bine, dar noi suntem cumva pe filieră greacă în creștinismul nostru și de asta probabil că s-a preluat cumva termenul ăsta așa cum a fost. Bun, haideți să intrăm în subiectul de astăzi. De ce este semnul final? N-am spus că Evanghelia este semnul final. De ce este Evanghelia semnul final și nu este altceva? Vrei să răspunzi? Nu. Căutam un text, dar o să-l găsesc. Bun. Atunci, de ce este semnul final? Este exact ceea ce face un medic de ATI, de urgență, atunci când vede că, știu eu, monitorul afișează bip, 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 adică încetarea funcțiilor inimii, a respirației. Și atunci face ultimele eforturi ca să resusciteze cu șocurile electrice, cu, mă rog, plămâni artificiale, inima, mă rog, tot felul de lucruri ca să poată să asigure șansa vieții. Până când n-a consumat toate mijloacele de salvare, un medic nu lasă pacientul, decât dacă este un medic fals, un medic pe bani. Omenirea aceasta este obiectul cel mai de preț al lui Dumnezeu. Gândește-te că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a lăsat tronul, era la dreapta lui Dumnezeu și a devenit un nimic, un muritor, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și dacă Dumnezeu iubește atât de mult lumea, nu-și permite să încheie o istorie care pe el îl nenorocește cel mai mult, pe el îl doare cel mai mult, el sângerează non-stop, că noi suntem copiii lui. Apropo, la 6 secunde moare un copil. Fii atent, la 6 secunde un copil moare. Nu mai spun de boli care mistuie cancere la copii de 3 luni, de 5 ani, de... e groaznic. Și toți sunt fiii lui Dumnezeu, toți sunt copiii lui, ah, copiii mei. Și Dumnezeu ar vrea cât mai repede să termine istoria aceasta schimonosită a speciei umane. Numai că nu poate. El este legat de alegerea noastră. Iar Dumnezeu va insista și va face totul ca toți, până la ultimul. Eu cred că până și în triburile unde niciun alb nu poate ajunge, să le trimeată revelații directe, ca fiecare să aleagă pro sau contra. Iar atunci când toți au ales, Dumnezeu poate spune, trageți curtina, gata, s-a încheiat. În sfârșit s-a încheiat și cerul va izbucni într-un jubileu, pentru că nu mai sunt obligați să vadă carnajul, masacrul păcatului care e pe pământ. Ori, acest semn că toți au aflat de jertfa lui Hristos, că toți se pot bucura de mântuire, că toți aleg liber, neconstrânși, aceasta va fi ultimul prag, după care doctorul spune, opriți aparatele, exitus, s-a încheiat istoria. Deci așa se justifică acest ultim semn, ca toți să aleagă în deplină cunoștință, în deplină libertate. Da, și cred că și de asta Dumnezeu a permis sau a încurajat sau a fost planul lui, poate, de a crea această explozie industrială și tehnologică. De exemplu, acum 10 ani, mai mult de 10 ani, am avut bucuria și privilegiu de a face o serie de filme documentare în triburi izolate. Poți să spui ce triburi? Am fost și în pădurile congoleze, am fost și în deșertul Namibiei, am fost și în nordul Canadei, acolo unde sunt inuiți. Triburile de inuiți. Am fost și în Amazon, la triburile din Amazon. Am fost și în insulele din Pacific.
Parcă acolo, și în Vietnam. Și în Vietnam, comunist, da. Dar e comunist. Da, e comunist, da. Toate astea sunt locuri foarte dificil de atins. Dar ce am constatat cu uimire este că oricât de izolat era tribul, avea acces la informație. Interesant că Daniel zice la sfârșitul cărții lui, îi zice Dumnezeu lui Daniel, zice du-te și culcă-te în sfârșit și zice cunoștința va crește. Și aici suntem într-o etapă a istoriei în care cunoștința a crescut în toate punctele de vedere. Informația este disponibilă. Aia nu înseamnă că oamenii și-o și însușesc, dar este disponibilă. Cea mai mare problemă a Evangheliei până acum a fost disponibilitatea ei în teritorii greu de atins. Nu numai atât, da? Dar bariera lingvistică și așa mai departe. Bariera materialului, da. A instruirii. Faptul că nu puteai să ajungi la oamenii ăștia și așa mai departe. Am o statistică. Am fost undeva în Vanuatu, pe o insulă, cred că e insula principală, care e un pic mai mare și are în interiorul ei sunt niște munți destul de greu de accesat. Și am ajuns acolo, țin minte, la un trib în care nu ajunsese niciun alb, nicio altă nație. Primul care ajunsese acolo cu 5 ani înainte era un corean. Primul picior de străin, să zicem așa. Însă, ce am constatat este că, în primul rând, ei au acces la tehnologie. Cine? Triburile astea. Cum? Foarte interesant că eram într-un trib în care erau cu frunze încă și cu bucăți de, dar așa, doar zonele rușinoase, da, acoperite. Și toată sună un mobil și nu dau seama ce se întâmplă, că noi n-aveam semnal, vă dați seama. Și toată bagă mâna în cârpa aia lui de așa, pac, și de sub începe frunze. Da, exact, și începe să vorbească cu cel din tribul celălalt. Bine, un telefonuț mic, l-o fi găsit și la cincea mână, șaptea mână, în sfârșit, nu contează. Dar ideea este că oamenii pot comunica. Ce am mai constatat este că la a doua, a treia mână, cumva, fiecare trib, oricât de izolat ar fi, are contact cu civilizația și cu informația din civilizație. Adică poate că ei nu au contact direct, pentru că sunt prea remote, da? prea izolați. Da? Dar au prin tribul ăsta care are treabă cu tribul ăsta și tribul ăsta care are treabă cu orașul. Și ajung la ei tot felul de informații, fie sub formă orală, tot felul. N-o să găsești foarte rar, adică triburile care sunt îmbrăcate în, de exemplu, ăștia golași de care vă ziceam, ei coborau tribul, nu cel mai îndepărtat, unul mai apropiat de oraș, coborau în oraș. Și înainte să ajungă în oraș, își scoteau hainele din așa și se îmbrăcau în pantaloni și în tricou. Da? Adică... Da. Deci, adaptare. Deci, realitatea aia pe care ne-o arată BBC-ul în documentarele lor despre triburi izolate, nu există. Aia este, ei se îmbracă așa că vine BBC să-i filmeze. Și dansează așa. Da, și fac. Deci nu există această realitate. Eu am fost acolo și știu cum este. Am fost la unele din cele mai izolate triburi din lume. Acum, asta este una din probleme. De exemplu, tot ei spuneau, misionarii ăștia cu care am fost, că foarte multe organizații misionare sunt pregătite cu sponsorizări promise în avans pentru a invada cu Evanghelia Coreea de Nord când se va deschide. Că este, se pare că este ultimul petec de pământ din lumea asta unde Evanghelia n-a avut acces deloc. Adică este blocată. E blocată. Deci Evanghelia a fost în multe locuri și n-a fost primită. Da? Asta e, că zice, va sluji ca mărturie, zice, în multe locuri Evanghelia. Da? Adică ajunge la oameni, oamenii n-o primesc, Evanghelia pleacă mai departe. De fapt, așa a și început. Dacă ne uităm în primul secol, Iisus le zice, mergeți din loc în loc, cine vă va primi, bateți la ușă, cine va primi, stați, propovăduiți Evanghelia, cine nu, plecați mai departe. Dar în Coreea de Nord nu există acces, e blocat. Și se pare că sunt mai multe organizații mari creștine care așteaptă căderea sistemului și invadarea, să zicem, ca fiind ultima redută cucerită de Evanghelie ca sfârșitul să vină. Și mă bucur că sunt creștini care
leagă sfârșitul nu atât de mult de construirea templului care o interpretare care în sfârșit, Ierusalim. De Ierusalim, nu de că colapsează nu știu ce, că îi face China nu știu ce și așa mai departe, ci leagă strict de chestiunea asta și visul lor este să ajungă cu Evanghelia peste tot. Bravo lor! Deci, de fapt, dacă stau să mă gândesc că asta te și motivează într-un sens pozitiv, dacă te gândești că ăsta e semnul final, eu cum pot să, zice Pavel, să grăbim, să așteptăm și da, să grăbim da, venirea, nu? Da. Și faci? Ca să îți introduc cu o idee, gândește-te că acum o sută treizeci de ani, nu exista încă societățile biblice, nu existau. Mm-hmm. Nu, 200. 230. Da, 1804 cred că a fost prima. Deci 200 și ceva de ani. 230, am greșit eu cu matematica mea. Deci, un lucru, nu exista încă Biblia, societățile biblice nu existau. Existau tipardițe locale la mănăstiri, în biserici, dar nu exista această explozie a literaturii care a început de la Gutenberg, 1450-55, prima Biblie tradusă din lume. Și îți dai seama că de atunci încolo are loc o maree care pur și simplu traduce Biblia în limbi. Dar aveți aici niște statistici foarte interesante. Da, da, da. Chiar îmi place titlul ăsta, Explozia veștii bune într-o societate tot mai surdă. Wycliffe Bible Translation, din 7.388 de limbi cunoscute, o avem în 3.589 de limbi. Numai puțin. M-am uitat și eu peste aceste idei și am înțeles că restul de la 3.890 de limbi până la 7.000 sunt limbi minuscule, vorbite de grupuri foarte mici. Păi da, de exemplu, când am fost în Vanuatu, pe o insulă erau câteva zeci de limbi care erau vorbite. Fiecare trib avea limba lui. Acum, diverse dialecte, cumva ei între ei se înțeleg, cumva. Dar chiar aveți aici interesantă statistica asta. Astea 3589 de limbi reprezintă 97% din populația lumii. Uh-huh. Deci 97% din populația lumii au acces la Biblie. Și mai e o chestie. Nu numai. Aș mai aduce un argument. Când am fost în locurile astea, ei toți știu alte dialecte. Deci dacă mergi, numai americanul știe doar engleza. Da? Dacă te duci, deci când am aterizat acolo în Vanuatu, omul care ne-a preluat știa engleză, știa franceză, știa limba lui și încă vreo două limbi de triburi. Și era băștinaș. Și era băștinaș. Și mai știa încă vreo două limbi ale triburilor de acolo. Da? Deci eu aș aduce chiar argumentul că mai mult de 99% din ei au acces la una din traducerile astea din cele 3500 și ceva de limbi. Da? Deci aproape toată lumea are acces la momentul ăsta în limba lui. La... Uh-huh. Sunt rare excepțiile. Circa 80%, 5.9 miliarde, au toată Biblia. Deci Biblia integrală. Da. Doar... Și noul și vechiul. Deci 6 miliarde, da. 3 miliarde au acces la radio. Vestea bună, Evanghelia este transmisă și mai ales prin radio. Zonele unde nu se permite... Aici vorbim de radiouri creștine, presupun. Doar, da. Nu vorbim de radiourile seculare sau laice. Dar acestea pătrund în zonele unde inaccesibile pentru creștini, unde deținerea unei Biblii sau oferirea unei Biblii însemnează spânzărătoare sau decapitare sau lapidare. Deci în zonele musulmane, așa numită fereastră 10-40. Și nu numai, și în locurile unde există foarte mult conflict. De exemplu, nu mai știu dacă în Laos sau în Burma... Burma e nenorocire. Da, e un post creștin, AVR se numește, a transmis Evanghelia și a ajuns la dizidenți, la rebeli. Și aia toți s-au convertit și au predat armele. Deci este fabuloasă lucrarea prin radio. Deci este extraordinar. Da. Vestirea Evangheliei prin radio. De asemenea, 200 de țări prind posturi de TV creștine. Câte țări sunt în lume? După noua statistică, 193. După altele, 200 și ceva. Și ceva, da. 16, deci aproape toate, practic. Da. Și ultima, și cred că e în momentul de față cea mai importantă, 93% din populație are acces la internet. 93%.
Oricum, 100% din populație are acces la una dintre aceste forme de informare. Iar cele care n-au acces, Dumnezeu atât de mult iubește oamenii. Și pot să dau eu câteva exemple. Am fost în Filipine, în insula Mindanao, este cea mai sudică insulă și a doua ca mărime, la paralela 5, și am avut ocazia să vorbesc cu un băștinaș, un om aparte, fusese un mare bandit, de fapt nu lucra în bandă, era singur, opera singur, era cu un cap mai mare decât toți filipinezii, un foarte puternic om, și care teroriza toate satele din prejur. El nu omora, el doar fura. Vreau bivolul tău, vreau cu tare, le lua pur și simplu. Aia e tâlhărie, nu-i furt. Furt e când nu știe proprietarul. Da. Că... mai corectat și nu-mi pare rău. Deci era un tâlhar vestit. Îl chema Băghet. Și am auzit istoria lui. Eu am fost atunci în 2008 am fost în Filipine. Iar în cu 5 ani mai înainte fusese descoperit de, mă rog, niște misionari. El știa toată Biblia, dar n-avea carte, nu știa să citească, în urma întâlnirii cu un mesager ceresc, The Shining One, cel luminos, cel strălucitor. Da, da, da. El i-a zis să ridici o biserică, niște pare și un acoperiș. Asta e toată biserica și în Filipine nu există pereți, că ai murit de cald. Doi, i-a dat instrucțiuni să numere 7 zile din momentul acela și a 7-a ziua închinată Domnului. Și să nu mănânce porci, care erau valuta în zona aceea. Să renunțe la rachiul de palmier. Iar omul ăsta dintr-un tâlhar vestit a devenit misionarul tuturor locurilor. Și atunci când au ajuns Rogelio Nomos, era chiar traducătorul meu în limba Tagalog, așa se vorbea în Filipine, și în Filipine sunt 87 de limbi. Ei bine, în momentul în care a ajuns acolo, după 5 ani de la revelațiile acelea, a găsit oameni pregătiți, nu prin radio, TV, internet, ci direct prin mila lui Dumnezeu, care se coboară acolo unde nu există mijloc. Iar aceste lucruri se întâmplă peste tot. Am prieteni care au fost în Amazonia și m-au povestit ei despre revelații, triburile Acawai și Arecuna, de exemplu. Avem un misionar care din zona Radului, care a stat 5 ani între ei și mi-a povestit lucruri foarte interesante. Tot așa, revelații directe. O revelație directă se întâmplă și în zonele musulmane, arabe, unde oamenii ajung la revelația prin întâlnirea cu un mesager ceresc, la recunoașterea lui Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Chiar acum, apropo de țările musulmane, acum am fost la o conferință de media creștină. Unde? În Africa de Sud, și acolo a venit cineva din țările astea care se termină cu stan. Afganistan, Tajikistan, Uzbekistan. Deci el e misionar în țările cu stan. Da? Și povestea că de curând a venit la ei o tânără care a zis: vreau să mă botezați în numele lui Iisus. Musulman. Dar de unde? Cum? Ce? Și hai, trebuie să te învățăm întâi. Ce? Cum vrei să te botezi fără să înveți nimica? Zice, păi eu știu tot. Zice, păi cum știu tot? Păi zice, în fiecare noapte a venit Iisus la mine și am făcut cu el și m-a învățat tot. Dar gen, puneam mâna pe el. Da? Adică, povestiri de-astea, nu la 20-a mână și acum 200 de ani. Sunt, din câte știu, l-ați și întâlnit pe filipinezul. Oh, da, am și poză cu el. Da. Adică, da. Deci sunt tot felul de întâmplări de genul ăsta, multe, în zonele în care nu există acces, pentru că sistemele, formele de putere nu lasă. Și cred că și în Coreea de Nord există genul ăsta de întâmplări destul de multe. Și ce însemnează aceasta? Numai că nu avem noi acces la ele. Ce însemnează asta când noi avem mărturii din zone în care civilizația sau cultura biblică creștină nu există? Că dacă cunoștința a ajuns până și în cele mai depărtate zone, atunci chiar ne aflăm în... Foarte aproape de împlinirea, cel mai important semn.
în prologul încheierii. Și de aceea, pentru că este cel mai ținut semn, cum stăm? Asta e, de fapt, întrebarea de Satan. Și nu numai, dar vedeți că și Iisus zice că dacă voi nu veți vorbi, nu? Zice, pietrele vor vorbi în locul vostru. Adică, ăstea sunt pietrele. Adică, dacă misionarii n-ajung, ajunge vestea sub alte forme, da? Vreau să le reamintesc celor care au intrat mai târziu că vorbim despre semnul final despre care Iisus vorbește în Apocalipsa, în Matei 24 cu versetul 14. Am vrea să ne adresezi întrebările tale în secțiunea de comentarii și noi le vom prelua. Să fie pe subiectul acesta, ca să putem să fim în aceeași temă. Că tot vorbeam că 93% din populație au internet, ne-a scris acum cineva din Suedia, Rosalia Cosma, și domnul fie laudat că noi suntem în România, undeva într-un sătuc, și cineva din Suedia aude vestea bună. Da. Și nu numai. Uite, chiar ne uitam într-una din zile pe statisticile Home Discovery și doar 63% din toate vizualizările noastre sunt din România. Restul de 37% sunt din toate țările, deci și în India avem vizualizări. Să știi că și din Noua Zeelandă. Și toate țările, aproape toate țările lumii, bine, în cote diferite, dar asta este puterea tehnologiei. Bun, am tot vorbit despre vestea bună și despre Evanghelie. Însă observ aici o problemă. Observ că sunt niște obstacole. Dacă vestea bună ajunge la oameni, care sunt obstacole de ei cum, într-o societate tot mai surdă, cum am zis anterior? Ce se întâmplă de vestea bună nu transformă, nu? Și cred că această barieră este motivul care îl reține pe Iisus să încheie odată istoria. Și nenorocirea se produce tocmai în lumea civilizată, în lumea de tradiție creștină, în care oamenii nu mai știu de Dumnezeu. Zburam odată din Olanda spre România și am stat lângă o distinsă absolventă de master. Ea și cu colegii făceau o excursie de încheiere a masterului. Fată educată, vorbea mai multe limbi. Și am întrebat-o despre... Zice, părinții mei sunt protestanți, dar eu... Și am rămas surprins. Adică, ce nu, noi, pentru noi este ceva anacronic, noi credem în realitatea aici și acum. Ei bine, aceasta este bariera cea mai mare. Și dacă te gândești că secularismul sau ateismul sau New Age-ul, alte forme, toate se instalează în emisfera nordică. De unde a plecat Evanghelia la neamuri, la... Și chiar în țările care acum 200 de ani erau purtătoare de stea. Epicentrul, da, epicentrul vestirii Evangheliei. Gândește-te numai că Olanda, Germania, Olanda protestantă, Germania protestantă, Anglia puritanilor. Și Suedia și Elveția. Păi, dar țările nordice au instaurat sau instalat luteranismul ca religie de stat. Norvegia, Suedia, Danemarca, acolo erau toți luterani. Nu există altceva. Și asta se învăța la școală și așa se încheia în numele Lui Dumnezeu orice căsătorie sau orice. Iar acolo nu mai există Dumnezeu. Oamenii nu mai știu. Iar piedica în lumea bună, în lumea întâi, cum spunem noi, sunt materialismul. Și aș vrea să discut despre acest lucru. Bine, nu vreau să pun eu lenunț și poate că discutăm împreună. Materialismul. Pe de altă parte, o mentalitate, știu eu, gravată sau modelată pe evoluționism. Pentru că evoluționismul este religia lumii întâi, lumii bune. Și în cele din urmă apare o versiune spirituală, o variantă, o alternativă fără judecată, fără, știu, renunțarea la păcate. Azi citeam, mă documentam într-un material, că, de exemplu, Tantra Yoga este yoga orgasmului. Nu spun mai mult, este modul prin care ajungi la divinitate și la... Stai puțin. Păi atunci eu pot să fiu
ajung la divinitate, mă unesc cu... Și câinele poate să ajungă la divinitate. Dar îți dai seama, deci aceste versiuni alternative spiritualiste, oculte, în care apare supranaturalul, ele sunt alternativa de o cale mai ușoară, pentru că e calea îngustă a lui Hristos. Iar toate acestea au invadat, eu spun, evoluționismul cu gândirea sa pur materialistă, transformistă și așa mai departe. Deja este un blocaj mare, dar durează de câteva sute de ani, de 200 de ani. Dar celelalte, materialismul care este rampant, gândește-te numai că America, începutului de secol 20, era țara sărăciei. Veneau oameni cu, știu, hai să spun altfel, de secolul 19, începutul secolului 19, 1800, când au început marele val de migrați, de emigranți, ei, era o sărăcie lucie. Eu știu, de exemplu, că Edison, ca și tânăr, lucra cu 50 de cenți pe săptămână și trăiau, cum să spun, la limita subzistenței. Ori o țară care a fost chinuită de lipsuri, apoi, mă rog, au venit și alte evenimente, războiul civil, apoi a urmat marele crah din 1929, toate acestea, efectiv, au sărăcit lumea. Oamenii erau credincioși. Odată cu explozia opulenței, a belșugului, oamenii nu mai au nevoie să se roage. Cum spunea mie cineva din Franța, n-am ce să-i mai cer lui Dumnezeu. Iată, de toate, am o singură rugăminte la el. Doamne, nu veni până nu mărit fata. Ca să guste și a viața și fericirea. Deci asta era efectiv rugăciunea. Bine, nu rugăciunea. Nu îmi spunea deschis o femeie de treabă. Ce am constatat tot așa la întâlnirile astea în care vin reprezentați din diverse zone ale lumii și cred că v-ați întâlnit cu problema asta, Evanghelia într-adevăr suferă cel mai mult de marginalizare acolo unde, de unde a plecat. Și anume din Europa protestantă. Și America protestantă. Și America protestantă, mai puțin decât în Europa, dar da. Locul în care înflorește și se dezvoltă cu mare avânt este America de Sud, America Centrală. Africa. Mai ții minte ce mega church au făcut în Africa? Da, nu mai știu, Nigeria aveau, nu știu cât, un milion de membri. Sau ce, deci o chestie imensă care nu se mai termină. În Corea de Sud, iarăși. Da, și în Far East, da. Am fost și eu în două țări africane și am putut să văd, tu ai văzut mai mult în Congo, ce însemna credința apostolică. Dar știți de unde în Congo cine a venit să le vestească lor Evanghelia, în zona aia unde am fost noi? Misionari elvețieni în anii 30, acum 100 de ani. Anii 20-30. Și cu aia au rămas ei. Cum au primit-o, așa au dus-o mai departe și chiar nu mi-e rușine cu frații mei din Congo ce am văzut acolo. Ce ai văzut? Spune-mi câteva. Adică oameni, de exemplu, în zona aceea, am fost în estul Congoului, care a fost cumva epicentrul războiului civil, care a durat vreo 20 și ceva de ani și astăzi încă mai are ecouri acel război. Și acolo era cea mai dură zonă pentru că guvernul avea foarte puțină influență, soldații erau ziua, erau soldați noaptea, erau tâlhari, deci oamenii nu erau protejați de nimeni, iar gherilele din pădure ieșeau noaptea și jefuiau și violau. Și o grămadă de atrocități și în ciuda faptului că fiecare familie avea o listă lungă de lucruri oribile, îngrozitoare, care li s-au întâmplat în ultimii 20 de ani, toți erau credincioși, erau și cu zâmbet pe buze și plini de, nu știu, de credința asta, de nădejdea asta, da, de nădejdea asta că Dumnezeu totuși va face la un moment dat, le va face și lor dreptate. Iar noi, nu știu, avem mici probleme și ne plângem de mama focului. Asta e, adică e foarte interesant să mergi și să vezi
cum anume au primit oamenii Evanghelia, de la cine și cum au păstrat-o. Eu cred că mai există o barieră. Pe lângă bariera, noi am vorbit destul de mult cu alte ocazii despre spiritualism, și n-are rost să ne repetăm. Despre materialism și evoluționism nu-i locul, pentru că avem altă temă. Eu cred că mai este încă un rău, o rădăcină al acestei devalizări a Evangheliei. Faptul că biserica e irelevantă. Cum e irelevantă? Biserica nu mai are nimic de zis, ba din potrivă, căutând, și vreau să discutăm despre rădăcina acestei alienări a bisericii de Evanghelie, căutând acum mai degrabă să se alinieze lumii, să catolicismul, deci un lucru care mi-au piuit urechile, episcopii din Germania, și Germania este o țară cu 80 de milioane de cetățeni, de locuitori, episcopii germani catolici, și o bună parte, poate 3/4 sau 2/3 din Germania este catolică, doar partea de est și de nord. Nord-est și est. Doar partea aceea este protestantă. Dar gândește că colosul episcopilor germani au votat promovarea LGBT catolici, femeia preoteasă, lucruri care l-au oripilat până și pe Papa Francisc. El care promovează într-un fel discret o liberalizare, o modificare, o aggiornamentizare a standardelor foarte rigide, acceptarea recăsătoririi, așa, divorțului și altele. Toate acestea însă pe față și creează o ruptură foarte mare. Care sunt motivele pentru care biserica nu mai e relevantă? Ăsta este un subiect în care poate ar fi bine să... Cred că cea mai mare durere are legătură și cu felul în care s-a manifestat biserica multe, multe secole în Europa. Adică... Un trecut sângeros. Un trecut, da, dezastru, absolut dezastros. Adică nu știu dacă ar fi putut. De asta și Apocalipsa identifică inamicul, fiara, să zicem, cu o instituție religioasă creștină, culmea. Pentru că a fost atât de nepotrivit ceea ce a făcut instituția Bisericii Creștine în toate aceste secole, încât pur și simplu n-a mai putut fi șters. Îți dau un exemplu. Dacă vă uitați odată cu căderea, să zicem, influenței și puterii Bisericii Creștine în Europa, se nasc toate astea. Materialism, evoluționism, ocultism, toate sunt în aceeași perioadă, în 1800 și ceva. Adică oamenii au căutat... Zici că au scăpat dintr-o închisoare, s-au deschis porțile și au fugit fiecare unde a apucat, unde a văzut cu ochii. Și a fost foarte greu de recuperat povestea asta. Adică biserica a devenit încet, încet irelevantă, s-a reinventat prin mișcările protestante și neoprotestante, dar care au avut o influență destul de mică totuși asupra societății, la modul general. Aș vrea să dau doar un exemplu. Se bate toba pe conflictul interconfesional sau interreligios. Adică, uite-te, Irlanda de Nord, Ulster, ce se întâmplă acolo. Eu n-aș spune că este lupta între protestanți și catolici. Asta este un exemplu foarte minor și limitat. Da. Îți dau numai un exemplu de un război, războiul austro-italian. Când catolici cu catolici se luptau. Și veneau prelații care sfințeau tunurile și în partea austriacă și, parte și în partea italiană. Uite ce se întâmplă acum în Ucraina, când Biserica Ortodoxă Rusă sfințește tunurile și gura lui Putin, iar Biserica Ortodoxă Ucraineană sunt ortodoxi, sfințește baionetele și gura lui președintelui. Adică ideea pierderii mandatului. Păi biserica n-a primit mandat politic. Împărăția mea nu e din lumea aceasta. Nu vă băgați în politică, spune Iisus. Și atât că biserica, devenind o, știu eu, metresă a cezarului, se cheamă cezarul papism. Adică devenind o
amantă, o concubină a politicii, face jocul politicului. De aceea e unul din marile motive pentru care, cum spuneai, biserica a devenit irelevantă, iar creștinismul propovăduit de biserică este doar în mintea foarte multora o, știu eu, o politică de a ține lumea sub talpa clerului. Da, interesant este că au și un argument, adică cei care gândesc așa știu puțină istorie. Și nu trebuie să știi multă istorie ca să ajungi la concluzia. S-au dus și la ureche, la colțul străzii. Dar să știi că biserica a omorât zeci de milioane de oameni prin influența ei și e suficient. Dar uite, zice aici, e interesant că biserica a căzut în această capcană pe care Iisus de fiecare dată a încercat să o desfințeze. Exemplu, în capitolul 20 din Matei, cererea fiilor lui Zebedei, se numește din versetul 20. Cei doi ucenici, Iacob și Ioan. Așa, ei cer să fie mai mari decât ceilalți. Deci, mirajul puterii, a escaladării piramidei, da? Așa, și zice așa, el le-a răspuns. Știți, versetul 25. Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Mm-hmm. Adică... coerciție. Silă. Între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru și oricare vrea să fie cel din tâi dintre voi să vă fie rob. Că nici fiul omului, și se dă pe sine exemplu, n-am venit să mă pun împărat acolo. De fapt, au și vrut să le ia să-l pună împărat de mai multe ori și a zis, nu mulțumesc. N-am venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Și asta a fost marele eșec al bisericii. Adică în loc să devină, biserica să devină slujitoarea cu adevărat, nu doar în nume, că slujitorul Domnului e o denumire, dar nu se aplică în realitate, da? Să devină slujitoarea poporului, a societății, a lumii, da? Și să se jertfească pentru lume, așa cum a făcut Hristos, s-a împrietenit cu Cezarul, nu? S-a împrietenit cu puterea politică. Împrietenit e puțin, și trebuie să fim prietenoși, dar a devenit medresă. Da, păi de-aia se și numește în Apocalipsa 17, apare ca amanta împăraților. Prostituata, da? Corect. Da. Și a început să stăpânească peste oameni și să-i chinuiască în toate felurile. Și acum oamenii au alergie la religie, ziceți, am văzut că... Da, e ceva foarte, foarte important. Greșim dacă noi dăm vina pe trecutul istoric. Sau pe... E și problema de azi, așa este. Dar că, sub altă formă. Pentru că și atunci, și astăzi, creștinismul poate fi evaluat instituțional și individual. Noi putem evalua creștinismul în lumina matrapazicilor unor prelați în alt din trecut sau poate și din prezent, nu discutăm despre asta. Însă hai să lăsăm pe ăștia deoparte, că așa sunt câțiva. Îi numer, sunt 50, să spunem, sau 500, dar nu sunt, știu eu, 17 milioane de români care se declară ortodoxi. Dar, sau creștini, nu ortodox, creștini, că și eu mă declar creștin. Întrebarea este, ce mărturie dau ei? Și ar fi greșit să blamăm doar instituția când ar trebui să vedem corect, la firul ierbii ce se întâmplă. Și, uite, eu sunt... creștin, am cunoscut Biblia în 1970, am devenit, știu, legat de biserică în 1972. De atunci cunosc credința creștină adventistă în țară și peste hotare. 50 de ani. Sunt 50. Ia uite, mai frate, 51. Da. Și eu pot spune că în lumea întreagă am cunoscut toate continentele în afară de America de Sud. Și vorbesc acum mai puțin de continentele lumii a treia, ci vorbesc de lumea întâi. Am umblat în toată Europa, n-am umblat turistic, ci am avut conferințe și aici și acolo. Dar ce vreau să spun este că o parte semnificativă, aș putea spune majoritatea fără să greșesc,
este mărturisitoarea credinței, a crezului, cu gura, a dogmei, poate și cu fapta. Adică omul ține duminica sau sâmbăta cu stășnicie fără să-L aibă pe Hristos. Și aceștia se cheamă legaliști sau ritualiști, pentru care religia e mai importantă decât credința. Păi, este un nonsens, ai putea spune, pentru că religia trăiește și există prin credință. Că dacă scoți credința, este un set de ritualuri, ca și la păgâni, ca și la vudu, ca și la șamani. Adică nu e nimic altceva. Nu, nu, aici este relația cu Hristos. Și ori de câte ori credința lipsește din religie, religia devine toxică. Uite, am întâlnit în zonele românești sau nu, multă superstiție în creștinism. Dom'le, zice Biblia așa, uite, ai auzit că și cu tare preot a zis așa, nu, nu, astea sunt datinile. Și dacă datinile spun să scuip de trei ori sub pat dacă tună, ca să-l gonești pe diavolul, sau să-ți faci semnul crucii peste gură când caști, ca să nu te michiduță. Sau cu limba în gură. Da. Ori toate acestea sunt superstiții. Iar superstiția se bazează nu pe o relație cu Dumnezeu, cu Iisus, ci pe semne, gesturi, formule, ritualuri, ceremonii. Iar toate acestea sunt superstiție. Practic este un păgânism creștin în multe locuri. Sau un legalism creștin. Dacă nu e păgânism cu superstiție, atunci eu dacă țin aia, nu fac aia, nu beau aia, nu mănânc aia, eu sunt mântuit. Hristos e în cer, treaba lui, eu sunt mântuit. Fals. Ăsta se chema legalism. Și foarte mulți vin și sunt creștini de frică sau de interes. Nu de dragoste. Ori de singura motivație, singura pârghie legitimă în relația cu Dumnezeu este iubirea. Dacă eu mă tem de Dumnezeu, dacă Dumnezeu este aspru, care se cere de unde, cum a spus cel cu un singur talent, se cere de unde n-ai semănat, ești aspru, atunci nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nici El nu ne cunoaște. Eu cred că marea problemă a bisericii, a creștinismului la ora actuală, nu este atât de mult vârfurile, cât problema individuală. Mi-amintesc de generația înaintașilor mei. Erau bătrâni biserici pe care am cunoscut sau cei care au cu 20 de ani mai mari ca mine, eram de 22 de ani, 21, 22, erau 40, 50, care aveau... Comunismul a fost un cuptor foarte bun. A fost un foc purificator. Nimeni, puțin, sau doar cei care aveau o motivație puternică, riscau să devină adventiști atât de înguști cu, știu, sabatul și cu altele, într-o lume ateie, în care erai dușman de clasă dacă aveai credință, erai creștin. Pe chestia asta am fost și odată afară din învățământul superior, unde predam. Pentru că toți cei care erau creștini erau persoane non-grata. Ori în biserica pe care am cunoscut-o exista o relație cu Dumnezeu, exista seriozitate. Ei, libertatea nu este totdeauna bună, chiar dacă ne dă multe avantaje și ne aruncă într-o zonă de confort, lipsește nevoia de Dumnezeu, lipsește experiența personală. Cred că aici este o problemă mare. Care credeți că este foamea oamenilor în postmodernism? Adică ei mai au această foame după Evanghelie? După... Nu știu, mă tot gândesc mereu că te duci să vinzi ciorapi la cineva care n-are nevoie de ciorapi. Lui place să umble în sandale. Cred că aici e una din problemele creștinilor. N-au știut să se adapteze în lumea asta. Și anume, de exemplu, cele mai multe organizații creștine încă văd influența lor în societate prin aducerea de ajutoare din Occident sau știu, dar în Occident ce de unde se mai aduce ajutoare? Că ea nu are nevoie de ajutoare. N-ai nevoie să le dai de mâncare sau sunt unii care sunt și acolo pe stradă, sunt fără mâncare și așa mai departe, dar problema generală a societății acolo nu are treabă cu chestiunile materiale pe care și le-au împlinit prin faptul că societatea e bogată, ci
are treabă cu problemele sufletești. Dacă ne uităm în Occident, sunt cele mai multe cazuri de depresie, cele mai multe cazuri de divorț, cele mai multe cazuri de avort. Da, adică toate chestiunile astea care țin suicid. Care țin de starea sufletească. De starea sufletului. Iar Evanghelia este o soluție, în primul rând, o soluție la starea decăzută a sufletului. Nu zice că Evanghelia este împărția lui Dumnezeu în inimile voastre, zice Iisus. Nu, eu vă voi da pace. Oamenii n-au pace, sunt plini de angoase, plini de frici, tot felul de astea de... Să nu vi se tulbure inima. Tot felul de fobii, de toate felurile și așa mai departe. În sfârșit, sunt multe problemele în Occident, foarte multe. Ele cumva sunt ascunse sub poleala asta a bogăției și a faptului că toată entertainment. Lumea... Și entertainmentului. Dar oamenii au probleme profunde în familie, nu mai zic în familie câte probleme, groaznic, cu copiii, cu substanțe, cu droguri. Și aici este o miopie a bisericii, care în loc să vadă ce se află dincolo de poșghiță, să ia pulsul real al fețelor, al urletului rocului. Știi ce este rock and roll? Rockul este manifestarea frustrării viscerale. În care urlă, în care izbesc, își sparg chitările acolo, care nu sunt semne ale împlinirii și ale fericirii. Când ești fericit, țar în sus, dar nu ești într-o manifestare cu urlete. Da. Deci, toate acestea, în loc să fie sezizate, văzute și întâmpinate prin o simplă trăire a Evangheliei. Și exact asta vreau să zic și cred că ăsta este, de fapt, cel mai important lucru în societatea noastră. Occidentalul sau europeanul, hai să-l numim europeanul, că ne încadrăm și noi aici, are acces la informații. N-are nevoie să îi tipărești o carte sau să-i duci. El e la un click distanță de orice fel de informație pe care și-o dorește. Nu are nevoie de mâncare neapărat sau să-i duci haine sau știu, da? În puține cazuri. Sunt și cazurile astea, dar în general nu sunt problemele astea. Ci are nevoie de o soluție reală la problemele lui sufletești. Și Evanghelia asta este. Dar nu bla bla. A, păi uite, fă așa cum scrie aici. Europeanul are nevoie să vadă că ceva funcționează prin faptul că funcționează în primul rând în viața ta, acelui care îmi spui. Și uite, vreau să vă citesc aici un verset foarte frumos. L-am căutat, îl știam, dar l-am și găsit. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 3. 2 Corinteni 3 cu 3. Voi sunteți arătați, adică sunteți arătați, da? Sunteți... Dați exemplu. Dați exemplu, da? Ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, adică de cei care propovăduiesc, ca slujitori ai lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Nu pe niște table de piatră sau pe o hârtie, cum este asta, și mi-a plăcut foarte mult o predică pe care a simt-o mai de mult, în care ziceați foarte, cum să zic eu, incendiar așa și tulburător la început, eu nu cred în puterea cuvântului. Și după aia venea soluția, eu cred în puterea cuvântului întrupat. Care s-a cuvântul? Nu există Hristos fără trup. Hristos s-a întrupat. Hristos vrea să se întrupeze și astăzi, da? Și zice așa, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Acolo este scrisă Evanghelia. În inima de carne, aici, înăuntru. Degeaba vii și spui și... Și asta a fost o a doua mare greșeală a creștinismului. Una a fost, și față de amândouă, Iisus a avertizat foarte serios. Una a zis să nu fiți voi care căutați să urcați și să dominați pe alții, asta prima. Deci instituționalismul. Da, și a doua este să nu cumva să căteți în păcatul fariseilor, care este ipocrizia. Și anume, vorbim, dar nu trăim ceea ce spunem. Și astea au fost cele două mari vine ale creștinismului de-a lungul timpului. Și
Aș vrea să completez ce ai spus tu cu un verset din 1 Corinteni 4, cu versetul 9. Căci Dumnezeu a făcut din noi o teatron în greacă, un teatru, adică un scenariu, pentru cosmos, îngeri și oameni. Adică creștinul cu adevărat este o demonstrație a ceea ce este Dumnezeu și a ceea ce face Dumnezeu. Chiar este pus sub reflector. Vreau să dau un caz într-o familie de atei în care o istorie foarte bine cunoscută de mine, în care o familia creștină a fost invitată într-o discuție, amândoi erau businessmeni, iar ea era o femeie dură cu 1001 de întrebări. Și a avut loc vizita, a durat vreo oră, două, a fost foarte frumos, s-a discutat de lucruri pozitive, iar când a plecat perechea de creștini, soțul o întreabă, băi, Diana, păi ziceai că ai 1001 de întrebări. Și ai spune, ai văzut cum se poartă cu soția lui? Nu mai avea niciuna. Adică, când văd o relație, păi mă convinge, n-am nevoie de teorii. Deci au dispărut 1001 de întrebări. Ori eu cred că asta este a trăi, asta este mărturia. Și asta se scrie cu Duhul lui Dumnezeu. Când credința sau în sfârșit creștinismul devine o religie seacă de obiceiuri, tradiții, fă asta, și superstiții. Fă acolo, da. Și chiar dacă nu superstiții, chiar și dacă sunt de aici, o înșiruire legalistă de ce să de faci formule. Și ce să nu faci. Eu, de exemplu, mi-asum acest păcat, acum vreo 15 ani, încercam și eu să duc Evanghelia la oameni și felul în care înțelegeam eu să duc Evanghelia, observam ce fac greșit și le spuneam, păi nu, vezi că în Biblie zice să nu faci asta, nu ai voie să mănânci asta, nu ai voie să te duci acum, n-ai voie să nu știu ce ești. Adică n-ai voie. Nu o spuneam chiar așa, dar așa percepeau ei, că n-am voie, știi? Deci asta e credința, să nu aia și să da asta. Da, adică cumva încercai să le arăți la oameni ce greșesc ca să vii tu după aceea cu soluția. Dar oamenii n-au nevoie să le spui ce greșesc, pentru că toți știu ce greșesc. Adică înăuntru fiecărui om este o conștiință și dacă nu i-ai spus tu, i-a spus maică-sa sau i-a spus bunică-sa care merge la biserică. Sau Duhul Domnului. Sau i-a spus cineva. Da? Oamenii au nevoie de cineva care trăiește asemenea lui Hristos. Nu? Și vedem, dacă ne uităm în Noul Testament, asta este de fapt, nu? Peste toți cei care se converteau, era pus Duhul lui Dumnezeu și ei erau reprezentanții lui Hristos și trăiau ca Hristos printre oameni. Și până la urmă, asta e chemarea noastră. Știu că e o chemare grea și acum, cum ziceați... Nu e grea. E grea pentru că dacă nu o vezi în leadership, asta e problema, că... Ok, ei sunt puțini, cei care sunt sus, dar dacă ne uităm, de exemplu, în Biblie, în multe locuri, de exemplu, în istoria poporului Israel, zice că tot poporul s-a luat după nu știu care împărat, care nu știu ce făcea, în sfârșit nu făcea ce trebuie. Oameni, e foarte greu să cer oamenilor de la nivelul ierbii să devină lideri. Adică, eu n-aș spune neapărat arătând spre ierarhie, spre leadership, ci spre modele. Asta e, dar, deci e foarte greu să... Dar dacă tu devii încarnarea lui Hristos, modelul lui Hristos, da, sau trăirea lui Hristos printre oameni, e mult mai ușor, că e mult mai ușor să vezi pe cineva într-un anumit fel și zici, ok, vreau și eu așa, uite-l, așa este, nu? De-aia a venit Hristos printre noi, zice, ca să ne descopere pe Tatăl, zice, am venit ca să descoper pe Tatăl, adică să fiu printre voi, să vedeți cum e Tatăl, e o descoperire. Și asta suntem noi chemați, de fapt, să fim descoperirea ale lui Hristos în lume. Amin, chiar. Și îmi place cum zice Evrei, capitolul 12, și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică relație personală. Exact. Adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea
și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și acum versetul 3, care mi se pare foarte important. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Știi la cine mă gândesc acum? Mă gândesc la noaptea pe care Iisus a avut-o în Ioan capitolul 3 cu Nicodim. Și Nicodim a fost omul ăla care l-a analizat pe Iisus de departe. Și când a găsit el că e momentul necesar potrivit, atunci a făcut pasul. Și era momentul maximei crize. A fost important când a apărut și a lui Iisus și a lui, pentru că se compromitea. Da. Și mă încerc așa să mă uit în mica mea experiență creștină la oamenii care doar stau și privesc. Tu nu știi cine te privește. Tu nu știi că momentul ăla în care tu crezi că creștinismul tău nu valorează nimic și ești înflăcărat pentru Hristos și te duci cu tot ce ești acolo și stai pe genunchi și te rogi pentru oameni și poate faci postări pe Facebook, pe YouTube sau nu mai știu unde și nimeni nu-ți dă niciun like. Zici, Doamne, dar pentru ce toate chestiile astea? Nu știi că în spate sunt niște oameni care privesc. Mi-aduc aminte că am fost o dată cu tatăl meu la o sală să fac mentenanță și m-am întâlnit... Ce fel de sală? La o sală de fitness. Așa. La o sală de fitness să fac mentenanță și m-am întâlnit acolo cu soțul unei vedete, unei cântăreții din România. Și îmi zice, măi, dimineața, când îmi beau cafeaua, mă uit la ce e scris acolo. Și îmi place foarte mult să continui ceea ce faci. Nu-ți dau like ca să nu vadă oamenii. De eu citesc tot ce faci acolo. Deci chestia aia pentru mine a fost un ciocan în cap. A fost, nu te interesează pe tine care sunt rezultatele. Păi asta e că nu tu trebuie să... trăiește la maxim creștinismul. Exact. Noi nu suntem... Problema rezultatelor nu este povara noastră, este povara lui Dumnezeu. El produce rezultatele. Povara noastră, dacă este... De aia Iisus zice, luați jugul meu că e ușor. Jugul lui Hristos este să trăiești ca Hristos. Cu Hristos, că-s două guri, două ochiuri în jur. E Iisus și cu mine. Trebuie împreună. Da. Ideea este că noi suntem cumva sub lumina reflectorului, cum suntem aici. Și mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori în viață să fiu privit. De exemplu, acum vreo... Și asta e ultima experiență pe care o povestesc. Acum vreo... Cred că se fac imediat 20 de ani. Încă nu s-au făcut, dar se fac anul viitor. Era cât paci să fiu dat afară de la serviciu, tocmai pentru că Evanghelia îmi transformase viața atât de mult că nu mai pușca cu valorile de acolo. Și am găsit în urmă o soluție cu șeful meu în care am zis, măi, eu tac și, adică, dacă sunt întrebat, vorbesc, dar altfel tac. Da? Și tu mă ții aici că așa cere Constituția. Și după 9 luni de zile primesc un e-mail și zice, m-am uitat la tine în ultimele 9 luni de zile și drumul pe care mergi este bun de înainte. Și tocmai că atunci când nu poți să vorbești, îți dai seama cât de important este să trăiești ceea ce toată lumea se uită la tine. La un creștin, toată lumea se uită. La alții nu se uită. Dar la tine se uită, pentru că tu ești reprezentantul lui Hristos și toată lumea știe că Hristos este curat și este Fiul lui Dumnezeu. Undeva în spatele minții lor, toată lumea știe lucrul ăsta. Mulțumim foarte mult. O să luăm o întrebare care este tot în contextul Matei 24. Gabriel Turturică de pe YouTube întreabă ce este semnul fiului omului din Matei 24 cu versetul 30. Aș dori eventual să-i răspund personal dacă îmi dă o adresă, pentru că sunt mai multe opțiuni și parcă iese din cadrul Evangheliei propriu-zise. Este vorba de a doua venire, de este arătare pe nor, norul
Dar aici putem discuta și dacă îmi scrie îi voi răspunde. Deci, Gabriel, dacă ne dai un e-mail pe hopediscovery@speranțatv.ro sau... Era o... Știu, am ajuns la un prag de lumină a Evangheliei trăite și n-aș vrea să intrăm în teorie și în detalii care... Dar vreau cu drag să răspund. Perfect. Dacă mai aveți alte întrebări pe care doriți neapărat să găsiți răspunsul și poate n-am reușit să le răspundem astăzi, fiindcă erau puțin paralele cu subiectul pe care l-am abordat, scrieți-ne pe e-mail la hopediscovery@speranțatv.ro și noi o să vă răspundem așa cum stă scris în Scriptură. Ne bucurăm pentru prezența pe care ne-ați arătat-o și pentru susținerea pe care ne-o oferiți prin rugăciune. Dacă consider că mesajul de astăzi a fost folositor, distribuie-l pentru ca Evanghelia aceasta, vestea bună, să fie distribuită atât media, dar reconsiderați și poziția față de Evanghelia trăită. Mă bucur din nou că am fost alături de profesorul Lucian Cristescu. Mulțumesc. Și de vizionarul proiectului Otilo Peli. Eu sunt Giuliano Enache și ne vom revedea de fiecare dată în secțiunea de comentarii și, de ce nu, la următorul live. O să scriem care sunt propunerile pentru următorul live, pentru ca subiectul pe care îl vom discuta să te intereseze în mod direct. Până data viitoare, întreabă-te dacă această Evanghelie pe care o ținem în mână există și în viața ta. Dacă relația cu Iisus este una vie, astfel încât oamenii din jur care te privesc să citească prin tine Scriptura asta la care poate nu mai au acces datorită capcanelor.